Te salut! În momentul în care un disc intervertebral este afectat, prima capacitate pe care o pierde acest disc este cea de stabilitate, de rigiditate. Și în momentul în care facem mișcări, dacă, de exemplu, între L3 și L4 avem o problemă, coloana nu se mai mișcă ca un întreg, ci există micro-mișcări la fiecare mișcare în felul acesta. În felul acesta se mișcă vertebrele și discul respectiv are de suferit. Și atunci cel mai logic este să începem prin a stabiliza coloana vertebrală. Cel mai simplu să stabilizăm coloana vertebrală este, evident, să folosim musculatura care o înconjoară, musculatura abdominală și musculatura spatelui. Astăzi, cu ajutorul colegului meu, Radu, vă voi prezenta cele mai simple și cele mai eficiente exerciții pentru stabilizarea acestea. Pentru a stabiliza coloana vertebrală, avem nevoie de o musculatură abdominală și o musculatură a spatelui cât mai bine dezvoltată și cât mai activă. Pentru a face acest lucru, vom folosi cele 3 exerciții recomandate de doctorul Stuart McGill, cel mai bun expert la nivelul coloanei vertebrale din lume. Primul exercițiu se execută din poziția culcat dorsal și este practic o variantă modificată a clasicei flexii abdominale. De aici o să te rog să întinzi un picior. Avem brațele în zona rinichilor. Aici o singură mențiune. Dacă în această poziție, de exemplu, te doare umărul, poți să vii cu mâna și să o pui pe abdomen. Nu este necesar să le ții așa. Și primul element despre care vreau să discutăm este preactivarea abdominală. Cum facem acest lucru? Acum musculatura este relaxată. Împing ușor și vreau cu musculatura ta să împingi degetele mele afară. Ușor. Încord. Foarte bine. Încă o dată moale. Activează, împinge degetele mele foarte bine. Deci, practic, nu umflăm burta, ci mergem în lateral. În felul ăsta activăm musculatura oblicilor. Acesta este primul pas, activarea musculaturii oblice. Pasul numărul 2, ridicăm coatele pentru a nu avea tendința să apăsăm în ele. Menținem în continuare activ aici, da? Activ aici, coatele sus. Pasul numărul 3, sternul împreună cu capul se ridică ușor spre tavan. Haide sus și menținem. Practic avem o contracție izometrică, musculatura este foarte, foarte bine activă și menținem. Timp de 10 secunde. Ok? Ușor jos. Pauză 20 de secunde, după care schimbăm poziția picioarelor, lucrăm și invers. Încă o dată activăm musculatura, coatele sus, sternul și capul împreună sus, fără să bag bărbia în piept. Dacă mă dor mușchii gâtului, putem să strângem dinții și să împingem limba în cerul gurii. Mențin 10 secunde, după care las ușor în jos și ultimul lucru pe care îl dezactivez este musculatura abdominală. Se lucrează 2 serii pe partea dreaptă, 2 serii pe partea stângă. 10 secunde mențin, 20 de secunde pauză între serii. Cel de-al doilea exercițiu pentru stabilizare a coloanei vertebrale îl executăm de pe sprijin, palme și genunchi. Aici foarte important, mâna să fie sub nivelul umărului și genunchii puțin în spatele bazinului. Și avem de făcut următorii pași. Primul lucru, coatele întinse și le rotești ușor spre interior. În felul ăsta se coboară ușor omoplații. Împing solul, foarte bine. La fel ca de pe spate, activez abdomenul, activez musculatura oblică, fără să modific structura coloanei. Da? Pentru că dacă aș face prea tare flexia, n-ar fi ok. După care, din această poziție, ridic ușor brațul cu degetul mare orientat în sus și piciorul opus. Îl împing în spate, genunchiul perfect extins și trag vârful spre mine pentru a crea un stretching la nivelul gambei și la nivelul nervului sciatic. Foarte atenție, mare atenție să nu rotesc bazinul stânga-dreapta. Și aici menținem preț de 10 secunde. Contracția musculară să fie în zona abdominală, nu în zona lombară. Cobor ușor. După o scurtă pauză de 20 de secunde, vom face același proces și pe partea opusă. Din nou, rotesc coatele spre interior, împing solul, activez musculatura abdominală, ridic brațul cu degetul mare orientat în sus, cotul perfect întins, împing piciorul opus în spate, trag vârful spre mine pentru a crea acel stretching și zona lombară să fie perfect neutră.
și revin. La fel de două ori pe fiecare parte. Pentru început, pentru primele săptămâni este suficient dacă facem strict varianta asta. După câteva săptămâni, după ce am prins un pic de forță, de stabilizare, putem să facem varianta mai dinamică. Și atunci revenim la prima parte, coatele rotite, împinge solul, activează abdomenul, ridică brațul, așa, împinge piciorul opus în spate, stabilizăm 10 secunde, după care de 5 ori venim la interior cu brațul și cu piciorul în același timp, și din nou în sus. Toate aceste lucruri fără să mișcăm zona lombară. Tot controlul vine din zona abdominală. De 5 ori, după care oprim. Ultimul din cele 3 exerciții de stabilizare a coloanei vertebrale de Dr. Stuart McGill este plancul lateral ușor modificat. O să te rog să te pui pe lateral. Aici avem o ușoară flexie la nivelul genunchilor și o ușoară flexie la nivelul bazinului. Cotul se așează puțin în fața umărului, pe poziție viitoare, exact sub nivelul cotului. Și de aici împing ușor în genunchiul de jos, ridic bazinul și vin cu el în față. Privirea este în față și de aici avem o linie perfect dreaptă. Acțiunea musculară ar trebui să fie aici în zona oblică. Se menține 20 de secunde, spre deosebire de primele două exerciții, unde avem menținere doar de 10 secunde. După care se coboară ușor cu șezutul în spate. Aici, practic, ce facem? Imităm o genuflexiune sau o ridicare de pe scaun. Sunt în poziția asta, după care vin în sus și în față cu bazinul. Încă o dată, te rog, împing, ridic și vin în față. Neapărat această îndreptare completă, pentru a avea bazinul în poziție neutră și jos. Acest exercițiu se execută la fel, două serii, de câte 20 de secunde cu pauză de 20 de secunde, de două ori pe partea dreaptă, de două ori pe partea stângă. Faceți această rutină undeva în prima parte a zilei și eventual spre seară, o dată pe zi. Mult succes!